sorry. 1 versus 1. Bine că a scos Joe runda sau se pune pe def acolo. Finnegan, știu că e muzica pornită. Vine Prefire, jucătorul nostru. Deful este realizat și e 1-0 pentru Avangard. Drone one tap cu 3 acele galiluri. A capat o ceapta la Geo, se lupta acolo în zona de lung, unde Geo Hype face defragul pe Finnegan. Eliminările de partea noastră. Deschide unghiul acolo la Drone cu Deagle-ul. Geo Hype este următorul, trebuie să lucreze împreună. Este eliminarea reușită chiar acum de către Kadeo, iar Icy este pe intercepție cu același Geo Hype. Acolo la Fozil, jucătorii celor de la Avangard. Fozil eliminat de către Swifter. 2 versus 1 chiar acum. Și Icy îl dobară pe Modo. 70 HP pentru Swifter în acest moment. Icy verifică, nu-l găsește pe playerul nostru. Este clar că va fi undeva de inshore sau poate chiar iată că se uită înspre B-Main. Îl înțeapă puțin la secat. Nu mai are cum să dezamărseze acum neavând defuse kit. Și One Tap vor câștiga această rundă. Nu-l apucă să le, nu apucă să le elimine, dar echipă și jucători. Vreau și eu cea la Werty. Ah, e ușor, Cătălin. Doar în 4-5 ore în Wallbang încercat de către Geo Hype. Fozil rime pe Swift, vine smack în pick, îl obară pe Fozil, 3-2 se întâmplă. Cap Wallbang? Ah, n-am observat. Na, poftim Finnegan. Finnegan, double kill-ul pentru el, smack este și el eliminat. Modul cu Geo Hype fiind 2 versus 4, în momentul de față, One Tap pușează spre site-ul A cu ultimele două resurse în materie de resurse umane pe care le-au, ca să zicem așa. Icy face eliminarea, dar Joe oricum se cat și este greu să planteze acolo. Chiar dacă are din 3 jucători adverși, 2 foarte low. 3-2 Avangard, recuperează Ioniuk Inferno. Emanuel e suportul vostru pe care mi-l acordați în momentul de față, membership-uri, donațiile și partenerii mei, dar nu este ceva în mod direct în momentul de față, de pe, efectiv de pe transmisiunea aceasta. Așa, Decider. Da, e invers, ok, bine, ok, mi-ai dat fake, nu e problemă. Am înțeles. Ei, trebuie să stea împreună, mai ales pentru că sunt low HP. Face picul la Drone, ca de old doboară și iată cum ne pică primul jucător. One tap reîntorcându-se, tează în câmp deschis, oare, nu, are cover-ul, nu-l mai are pentru lung. Vine molotovul, este izolat, Finnegan, flash-ul vine și de la Geo. Plantul trebuie să se întâmple de la Swifter, dar din păcate, iată că este în apropiere acum Kadeo. 11 secunde, 10, foarte bine Swifter, îl doboară pe adversar, fix acum pe secundă. Geo Hype plantează, este în cover spre zona de toalete, iar acum amândoi îl așteaptă. One tap, cât de bine, cât de bine au gândit-o aici One Tap. Au spus clar că Finnegan. Vă captez eu atenția, mulțumesc Stefan. Vine acolo eliminarea lui Modo cu AVP-ul. Uite cum hype-ul revine acum și după apă, dar și după faptul că ați scris voi pe chat. Finnegan mai departe, doar pe Adron acolo, smack și cu Swifter, trecând împreună la 90 de grade. Jucătorul care era sus în Heaven este eliminat, atât și cel din short. Geo Hype îl prinde în spate pe Finnegan, acesta urmând să vină, culmea, la flancul de la Monster. Geo Hype oprește pur și simplu. Nu, dar eu așa țin minte, era un pic mai ieftină motorina măcar, bă, un pic, nu că am avut. Da, nici eu nu aveam permis la vremea cu 3 lei Ionuț. 6-2 scorul, cei de la echipa Avangard încep cu fragul. 4 runde diferență în acest moment. Adronul dobar pe Finnegan, vine trade-ul. Icy este jucătorul de polar, până la urmă, jucătorul care a salvat acel AVP, renunțând la retake-ul de runda trecută. Îl elimină Adron pe Fozil, 4 versus 3. Dăm încă un jucător jos, dar trebuie să, ok, asta să facem, să-i luăm pe rând. Kadeo este următorul care este în linie pentru a fi scos din joc de către cei de la One Tap. Flash-ul în foarte bună coordonare de la Modo, aruncat din lung cu boltă peste acel zid de conexiune cu foarte bine lucrurile în acest moment. 2,8 lei, 2005. Un jucător de polară. Era game over pentru playerul celor de la Avangard, dar se pare că îl prinde pe Adron, care nu știa că acest jucător are polar. 3 jucători în B, 2 jucători avansați în site-ul A, sau din site-ul A, pardon, înspre toalete. Dobară Finnegan pe Swift și lângă pe acolo. Desigur, imposibil fizic în joc, dar l-a figurat. Smack-ul scoate pe Icy pentru apropiarea, restabilirea egalitatea numerică. Bomba este recuperată, dar jucătorul de flank important este Fozil lângă Geo. Dacă Geo le elimină pe Fozil acolo, este perfect, avem o șansă bună. Iată că este chiar în 0 care ia duel cu el. Modo trebuie să treacă cu bomba de 2 player din față și Fozil acum intră el, se pare că a alternat față de coechipierul său în contact cu un jucător de la cei de la One Tap. Smack 23 miercuri, nu e chiar așa departe. Da, nu e chiar așa departe, da.
Nici nu știu de ce, de ce, nici n-am zis că e departe. Nu, no, Corvin, Nexus joacă mult mai bine fără coach. Dovedit și testat în ultimii 2 ani. Smack și cu Joe Hype, două fraguri reușite aici. Deși l-au pierdut, se mișca de acolo playerul. Finnegan e boostat acum de coichierul său. Îl vede pe Smack, nu erau neapărat atenți. One tap, erau deja de ceva vreme acolo în poziția respectivă de la water și se deveniseră confortabil. Trade-ul încă o dată se întâmpla. Swift-ul doar pe fuzil. Icy trage cu AWP-ul de la scurt. Merge pe spatele lor cu AWP-ul. E destul de riscant, dar se pare că îl vede pe Finnegan aproape leg shot pe adversar. Nu-și dă smoke-ul, deși putea să dea unul acolo. Se izola de coipierul său. Adron ia duelul foarte bine. Adron frag pe Icy, iar one tap power managerea foarte bine. Da, e refreshing, mai ales pe mine m-au spart băieții la turneul membrilor, m-au spart numai Miraj pe partea finală, două vertigo-uri de început și apoi am văzut doar Miraj. Azi era mâine, de la ora 18, azi nu este. În 0 de bară pe Adron, 3v4, cei de la OneTap rămân cu dezavantaj numeric. Vanguard să pușeze monsterul, stă doar acolo Anchor, Cadeo, e eliminat și Modo, următorul jucător de lung, eliminat de către Finnegan, este Geohai, pus la pământ și astfel... Swifter este 1 vs 4, trebuie să scoată clutch-ul. Al doilea player pe care l-are în lung este chiar Finnegan, care el i-a eliminat 2 coic pieri. Îl prinde retragere Swifter pe adversar, rămâne 1 vs 2. Iată cât GameSense știe că va fi flancat, dar nu pe cuțuit Swifter. Swifter, reacția Swifter! 3 fraguri din 4 pentru clutch-ul acesta, 27 de secunde, pleacă spre site-ul ăla. Unde dar... vine Swifter la pic, te rog Swifter, gândește-o! Din păcate, a crezut că playerul acesta și efectiv este... în B pentru a prinde rotația lui Swifter venită dinspre connector. De bine, se pare că erau toți 4 jucătorii de la Vanguard pe... N0 dobară pe Swift. Avem un 3 vs 3 cu bomba plantată. N0 face prea multe deja. Îl dobară Geohai pe N0. Din nou trade-ul, bomba e plantată. Vine foarte slow modul din spate, dar are polarul și va ține bomb site-ul din depărtare. Geohai pare smoke-ul în față, care nu mai ține foarte, foarte mult. Iar acum Geo e aproape de linie, 34 HP. Polar versus polar, asta e problema. Smoke-ul se aruncă acolo, Modo va avea doar câteva gloanțe să tragă. Se pare că face deful Cadeo în momentul actual, iar Modo nu l-a auzit. Modo trage pe lângă el, dar îl dobară, trage ușor mai la dreapta. Foarte bine corectează Caster, pentru că de acolo o să vă luați link-ul de la stream-ul de la RowPL și de pe Discord, whatever, o să vă dau de la pin. Yay, let's go. Azi altă competiție, Jonel, nu, astăzi e ultimul match. Smackle scoate pe Finnegan. De acolo în 0 este continuare, în dreapta Cadeo de fapt era prezent. Ce poziție avea jucătorul de la Vanguard, care se pare că nu îl surprinde pe Modo, care cu polarul iese instant dinspre zona de la Monster, de pe tunel, cu crosshair-ul plasat fix pe corpul adversarului său. Iar aici trage Geo Hype-ul, dobară pe Fozil. IC este 1 vs 3. Ce? Verstacul cel de la OneTap s-a întâmplat pentru lung, dar vine reajustarea acum a jucătorilor pe hartă. Smack face primul frag și acum încep cu dreptul. Doi încă nu pușează, ce mai degrabă așteaptă ei înaintarea adversarilor. Se fac două eliminări simultane de către cei de la Vanguard. Iar aici Fozil merge pe un double kill în 0, scoate pe Adron. Doborăm că un player doar și mor este de somn pur și simplu cu orele astea puține dormite. Așa doar decât să stau și să pică nas de somn. Vă las meciul și mă duc să mai ferește să nu fie nevoie dacă Wanta fac 1-0. Dar am dormit foarte puțin, v-am zis, în ultimele... Am dormit 4 cu 4 și cu să îmi iau un pic de odihnă și revin. Mersi de înțelegere, apreciez.